Mare bucurie, ne revedem în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, și într-un loc sfânt ca acesta nu putem începe decât cu o rugăciune de, cu mare încredere și cu deplină speranță că Dumnezeu va împlini ce a promis, și anume că ne va călăuzi în acest adevăr. Aceasta e rugăciunea noastră, Tată, potrivit făgăduinței tale celei mari ne vei călăuzi în tot adevărul. Învață-ne astăzi cuvântul tău prin Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt. Înălțăm rugăciunea aceasta. Amin. Tema noastră de astăzi poartă titlul De ce nu trag boii omului sărac? Am luat acest titlu sau mai degrabă spus am fost îndemnat să-l iau știind că majoritatea dintre noi sunt familiarizați cu cuvântul acesta. La omul sărac nici boii nu-i trag. Adică, mai corect gramatical, omului sărac nici boii nu-i trag. Și aș, am fost îndemnat să adresez cuvântul acesta acelor oameni care au suferit pierderi și lipsuri anul acesta, care au suferit boală sau singurătate sau neajunsuri de orice fel, aș dori să mă adresez acestor oameni și dintre ei aș dori să puntez pe aceia care sunt pur și simplu în confuzie, nu înțeleg de ce s-a întâmplat așa ceva, de ce drumul vieții a mers pe aici. Se uită asemenea lui Iov în urma lor și nu își văd contribuția la ce s-a întâmplat, dar ar vrea, totuși au inima deschisă și ar vrea să înțeleagă de ce au trecut sau trecem printr-o astfel de situație. De asemenea, cuvântul de astăzi se adresează și celor pe care pierderea sau suferința de un fel sau altul anul care a trecut aproape i-a -a înrăit, i-a făcut răzbunător, i-a întunecat, i-a făcut să nu mai poată să se bucure de nimic și cuvântul se adresează deopotrivă și lor. Așadar, de ce? Până la urmă. De ce lucrurile merg rău? În primul rând, și în primul rând, aș dori să aduc din nou în atenția noastră faptul că în încercarea noastră de a rezolva o problemă a vieții, lucruri care merg rău sau o suferință sau o pierdere de un fel sau altul, în încercarea noastră, pornim totdeauna de la o etapă ulterioară de pe traseu, nu pornim de la origine. Noi nu ar trebui să ne întrebăm de ce lucrurile nu merg bine, de ce suferința este prezentă în viața noastră și pierderea și eșecul. Și ce ar trebui să ne întrebăm? Cum stă inima noastră în raport cu toate aceste lucruri? Și acest lucru este cel mai important. De obicei ne concentrăm la ceea ce vorbim, pierzând din vedere ceea ce avem în inimă. Lucrul acesta, chiar în dimineața aceasta, l-am discutat cu o persoană care mi-a trimis un, un um, o astfel de situație. Și am zis, e bine că suntem atenți la cuvintele pe care le vorbim, dar vreau să spun că e un pic cam târziu să fim atenți la cuvintele pe care le vorbim. Domnul Isus Hristos a mutat religia de la vorbele pe care le vorbim la simțămintele pe care le avem și la ceea ce avem în inimă, și a spus că vorbirea noastră este excesul a ceea ce este în inima noastră și toate lucrurile, orice lucru rău a spus el, nu este în afară, ci din lăuntru de acolo pleacă. Așadar, care este atitudinea inimii mele? Ce se întâmplă în inima mea? Care legătura stării mele sufletești cu ceea ce se întâmplă în viață, cu suferința de un fel sau altul, și o să urmărim și în etapa precedentă răului, acolo se întâmplă ceva, și vom urmări și în etapa de după ce s-a petrecut răul. Precedent, în sufletul nostru, spre exemplu, în dreptul unei persoane sau unei situații, se adună mânie, se adună nefericire, resentiment, picătură cu picătură ajunge să se umple și continuă. În momentul în care dă pe afară, noi nu mai avem control asupra acestui lucru. Acolo unde Mântuitorul spune, din prisosul inimii vorbește gura, el se referă de fapt la faptul că prisosul vorbește cu sau fără voia noastră. Ce dă pe afară nu cere voia. Ați văzut că există o supapă de presiune în orice instalație și când presiunea depășește nivelul acesta, supapa aceasta se deschide, altfel ar exploda toată instalația. La fel este în sufletul nostru, este o limită în care noi adunăm în sufletul nostru resentiment sau rău și când această limită este depășită, izbucnește în afară, se vede în afară, prisosul se revarsă, așadar E înțelept să fim foarte atenți la cuvintele pe care le spunem, dar înțelepciunea dumnezeiască spune, ia seama la inima ta. Ce a spus David, zidește mine o inimă curată, o inimă liberă de păcatul acesta și lucrurile vor urma, adică vor aduce aceleași roade. E aceeași lege și aceeași lege se aplică în domeniul binelui și în domeniul răului. Când se depășește limita, o anume limită, atunci are loc o, această o revărsare. Și aceasta este ceea ce precede uh, situația, fie bună, fie rea, când se ajunge la o anumită limită, la un anumit hotar, în, în clipa aceea are loc această uh, uh, revărsare a prisosului, a ceea ce este peste limită. Ce se întâmplă după? Acum s-a produs binele sau răul acesta? Bun, noi nu rămânem independenți și indiferenți după ce s-a petrecut un anume rău, după mine potopul. Nu, no. potopul nu este după tine, potopul e în tine. Și trebuie să învățăm bine acest lucru. Răul naște rău și binele naște bine. Este vorba de ecou care se întoarce la sufletul nostru, fie bun, fie rău, deopotrivă. Așadar, dacă ne-am oprit la întrebarea noastră de ce nu trag boi omului sărac, sau de ce lucrurile nu merg așa cum ar trebui să fie, primul loc și lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere este acela pe care l-a spus Mântuitorul. Pă Păzește-ți inima. Ia seama la inima ta că acolo se petrec toate lucrurile. Când acolo am câștigat biruința, în afară e naturală. Când acolo am pierdut lupta, de asemenea, urmarea este absolut naturală. Ia seama, dar ce se acumulează în inima ta, fie bine, fie rău. Ia seama. Pentru că lucrul acesta va da culoare, va impacta tot ce înseamnă ființa ta fie că vorbești, fie că mănânci, fie că muncești, orice faci pe pământul acesta va fi impactat de ceea ce se acumulează și s-a acumulat în inima ta. Acolo veghează împreună cu Duhul lui Dumnezeu, cercetează-mă Dumnezeule, cunoaștem inima. Și Domnul face lucrul acesta nu pentru a se informa, ci pentru a ne informa pe noi. Pentru el lucrurile sunt prezente. Totdeauna Adevărate sunt deschise, e o carte deschisă. Nu, nu are sens să vorbim despre Dumnezeu căutând informații, este păgânism acesta. Dar El face această lucrare, cercetează inima pentru tine și pentru mine. Ca și doctorul care cercetează corpul tău și te informează unde stai, într-o privință sau alta. Impactul a ceea ce se petrece în Sufletul nostru simțit în tot ceea ce avem de suferit sau de care ne bucurăm pe pământul acesta, impactul este legat de ceea ce se petrece în sufletul nostru. Și anume, proverbe 10, 24. Celui rău, de ce se teme, aceea îi se întâmplă. Când sunt rău și mă tem de ceva, creez această situație, literalmente. O atrag, o aduc asupra mea. Eram cu un prieten la uh, un târg din acesta de mașini de mâna a doua, mașini lovite, de acolo cumpăram pentru copii, pentru noi și eram împreună acolo. El avea în sufletul lui o convingere și anume că toate lucrurile merg rău lui în viață. Și astăzi, de asemenea, îi va merge rău. Și știți ce mi-a spus, zice, uite, îți spun ceva cea mai proastă mașină din târgul ăsta care va fi cumpărată, eu sunt care Precis lucrul ăsta mi se întâmplă astăzi. Așa a fost. Îmi pare rău și astăzi de, de suferința lui. Sunt foarte mulți ani de atunci, dar îmi pare rău de suferința lui. Era o suferință sufletească, însă el nu a înțeles că suferința aceasta nu e legată de târgul de mașini, nu e legată nici de mașina aceasta care a fost o catastrofă pe care a luat-o el, ci este legată de ceea ce se întâmpla deja în sufletul lui, înainte de, de lucrul acesta. Un om creează în afara lui ceea ce se întâmplă în sufletul lui, creează situația, o atrage, îi dă viață celui rău când gândim rău, deci când simțim rău, când adunăm răul în sufletul nostru, de ce se teme, aceea îi se întâmplă, partea a doua acum. Dar celor neprihăniți li se împlinește dorința. O, ce bine îi merge omului acestea. Bine îi merge bine, într-adevăr, și Dumnezeu a binecuvântat lucrarea și lucrul lui oriunde a fost, dar... Acest lucru s-a petrecut întâi și întâi în inimă. E, a fost o dorință înainte de a fi o acțiune, o lucrare, a fost o dorință. Și celor neprihăniți li se împlinește dorința. Când dorința este neprihănită, este frumoasă, este binecuvântată, aceasta se împlinește. Nu este clar că ce semănăm în pământ, acel fel de lucru se ceră. Nu ai cum să semeni cartofi, să se cer porum sau mărăcini i struguri din mărăcini sau din, cum a spus Mântuitorul nostru, sau smochine din spini. Nu! Ce am pus în pământ, exact același lucru, secer. Și ce este această punere în pământ sau semănare? Nimic altceva decât ce se întâmplă în sufletul meu. Ce, dacă gândesc rău, aceea se întâmplă. Dacă gândesc, dacă am o dorință bună, neprihanită, aceea se întâmplă. Și în capitolul, 2, în capitolul 9 din Cartea Eclesiastului, omul căruia Dumnezeu i-a dăruit înțelepciune mai mult decât tuturor oamenilor, el trage această concluzie. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Tuturor. Luați seama de lucrul acesta. Aceea soartă are cel neprihănit și cel rău. Cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfa ca și cel ce n-aduce jertfa, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Aceeași adică aceeași lege se aplică. În timpul studiilor, am avut vizita unui profesor episcop anglican care venea din Uganda și ne-a explicat că, între tinerii din Uganda. AIDS sau SIDA face ravagii nemaiauzite de proporțiile um, distrugerilor din lagrele de concentrare naziste. Și dânsul ne-a spus ceva surprinzător. Uite, în timp ce creștinii constituie cea mai mare uh, parte a celor ce mor dintre tineri, uh, musulmanii au un procent foarte mic, evrei aproape zero. Și spunea Dânsul, Dânsul ne-a învățat acest lucru: Nu contați niciodată pe faptul că sunt creștini, sunt copii la lui Dumnezeu, sunt. Nu. Ce faci, ce semeni, aceea se cer, indiferent cine ești și cine nu ești. De ce era un procent așa de mic între islamici? Pentru că ei au refuzat adulterul, au refuzat desfriul, au refuzat imoralitatea. La fel, în mijlocul evreilor, ei își păstrau familia neatinsă și. Legea aceasta spunea Dumnealui: îl putea fi un ateu acolo care respecta regulile de sănătate și omul acela urma să fie sănătos. Aceeași lege spune Solomon: tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Și, ca exemplu, același lucru se întâmplă celui rău, și același lucru celui bun, și anume. Ce are în sufletul lui, aceea se întâmplă în afară. Iov, 3,25. De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. Iov, la fel și tu? Da, la fel. Aceeași lege. De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică? De aceea în parte. E o lege. Lucrul de care te temi se va întâmpla. Lucrul de care ți e frică, vei avea parte de el, este lege. Fie că e uh, un om bun la mijloc, fie că este un om nebun la mijloc. Versetul 26. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. De ce mă tem? De ce te temi? Păi mă tem că voi merge în groapă, că voi fi mâncat de viermi, că așa, acestea erau temerile lui suferința mea cea mare este că și-a bătut joc și copiii de mine și sunt pe o de gunoi și corpul este distrus. Și cea mai adâncă suferință constă în faptul că oamenii au tras concluzia că Dumnezeu nu ține cont de credincioșia mea și, și chipul lui Dumnezeu este deformat în mintea lor prin ceea ce se întâmplă cu mine. Eu spune acest lucru. De ce mă tem de ce mi se întâmplă? Aș dori să nu rămânem prea mult asupra acestui lucru pentru că ne este clar. Aș vrea să ne ocupăm în, în, din plin și în plin de rezolvarea acestei probleme. Cum facem să tragă boii, să meargă bine, adică. Este un alt proverb care circulă bine prin țara noastră și e vechi, dar noi nu numai în limba română. Dacă îl căutăm, îl găsim în aproape toate limbile lumii. Ochiul stăpânului îngrașă vita. Deci atitudinea lui. Atitudinea lui influențează lucrurile și lucrările din viața lui. Această, acesta este esența, ochiul stăpânului. Dacă este un ochi uh, rău, lucrurile vor merge rău. Dacă este rău în orice fel, dacă este. Uh, plin de ură, dacă este plin de spaimă, de descurajare, dacă este plin de necredință, dacă ochiul, ochiul este lumina trupului, a spus Isus. Felul cum vezi lucrurile, aceasta vrea să spună ochiul, felul cum vezi lucrurile. Și de fapt, tu alegi să vezi aceste lucruri. Psalmul ăsta noastră, ce spune, îmi înclin inima ca să te ascult. Ceea ce arată că un om nu se duce unde îl trage inima, ci inima îl trage acolo unde a înclinat-o el să tragă. Este o alegere la mijloc. Este o, un proces deliberat. În ciuda faptului că și lucrul acesta aș vrea să nu trec de el, dincolo, de, de, înainte de a citi textul din Proverbe 15:15. 15. Toate zilele celui nenorocit sunt rele, sigur că dar, el e nenorocit în sufletul lui, n-am noroc, sunt fără, fără ajutor, n-am avut șansă, nu mi s-a dat cu tare, m-am născut în cu tare condiții și toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar aceleași zile, cel cu inima mulțumită are un ospăț ne Știți cum a zis omul ăla? Mă plângeam că n-am pantofii așa, adida și așa, până m-am întâlnit cu un om fără picioare și n-am mai zis după aceea că nu mi-s pantofii sucit sau nu știu cum. Inima mulțumită înseamnă să găsești un motiv de mulțumire în tot ceea ce se întâmplă. Este de neimaginat de adevărat lucrul acesta, absolut în tot ceea ce se întâmplă. Unul dintre șefi a văzut moțăind și mi-a spus, dorm ca un animal. Și pe moment n-am văzut nicio valoare în expresia aceasta. A venit cu ea înaintea Domnului, Doamne, auzi ce zice omul ăsta. Și Domnul a zis, bucurete. te păi, e una să dorm ca un animal și alta e să dorm ca un demon. Un animal se odihnește profund, total. Ai văzut cum se așează și. Deci este o odihnă sănătoasă aceasta, pe când un demon nu are odihnă nici zi, nici noapte, îl chinuie toate lucrurile. N-am mai. <laughs> n-am mai zis uh, nimic, am văzut uh, un preț în lucrul acesta și m-am bucurat în adâncul cu am zis, Doamne, Tu Tu ai fan, nu m-aș fi gândit în viața mea să-mi spui așa ceva după ce m-a rugat să ajută-mă să, să, să înțeleg ce poate fi uh, frumos sau bine într-o expresie ca aceasta. În Eclesiast, capitolul 2, versetul 22, uh, sub uh, imperiul acestei depresii grele pe care o avea, Solomon spune, toate zilele sunt pline de durere, truda, munca nu e decât un necaz, noaptea nu are o dignă, totul este literalmente deșertăciune, spune el. De unde vine această stare de lucruri? Din ceea ce am citit în textul precedent. În aceleași zile, cel care în sufletul lui cultivă nenorocirea, pentru el toate zilele sunt rele, și aceleași zile, pentru cel cu inima mulțumită, care găsește un mic motiv de mulțumire în orice lucru, are un ospăț necurmat. Aceasta este rezolvarea. Vom alege una din aceste două atitudini. Și vreau să mergem împreună în acest celebrat capitol, Roman, capitolul 8, și mai ales versetul 28. Toate lucrurile lucrează împreună spre bine, dar revin spunând nu fără ajutorul tău și al meu. Ele lucrează spre bine în viața mea dacă, dacă dau mâna dreaptă de ajutor Domnului, dacă deschid ușa sufletului. E un act de voință până la urmă, este o alegere deliberată. Și în Romani, capitolul 8, versetul 35, Pavel enumeră aici o mulțime de nenorociri: necaz, strâmtorare, prigonire, foamete, lipsă de îmbrăcăminte, primejdie, sabie, adică moartea. Mai mult decât atât, în fiecare zi suntem condamnați la moarte din cauza numelui tău. Așa spune el. Bine, aceasta se întâmplă. Acum, ce facem cu aceasta? Este răspunderea noastră. Cheia este în buzunarul nostru. Așa cum am fost într-o împrejurare cu prietenul meu, Jeff Rich, și eram gata să plecăm într-o călătorie de 100 de zile de predicare aici în Statele Unite, în diverse localități și state și biserici și locuri aranjate mai dinainte. Și când să plecăm, nu mai găsim cheia. Și atunci nu mai găsim cheia de la mașină. Nu puteam să plecăm și ne frământăm și el îi spune, soții, ți-am dat o ție și ea spune, da, așa, de parcă să Și se încinsese atmosfera în jurul cheii înainte de plecare, e stres la plecare. Și am zis, stop, haideți să venim înaintea Domnului. Acum o fi o prostie chestia asta să ne rugăm pentru să găsim cheie. Era bine să nu fie nevoie, dar dacă nu mai găsim, hai să tot la Domnul Dumnezeu nostru și pentru cheie. Și am făcut semn să ne plecăm pe genunchi. În clipa în care ne-am aplecat pe genunchi, soția lui Cristina a atins buzunarul de la Blugi, dar se căutase de 100 de ori în buzunar și nu era cheia acolo. Și când a atins buzunarul de la Blugi, a simțit cheia, care era în buzunarul cel mic din buzunar. În buzunarul cel mare era unul mic și cheia era acolo. Am luat-o și am plecat. Cheia e la noi. Cu alte cuvinte. Versetul 37 este un cuvânt de o însemnătate. Nu-mi permite timpul să mă opresc prea mult asupra acestui cuvânt, dar după ce enumeră această grozavă serie de nenorociri, necaz, tremtorare, prigonire, foame, lipsă de îmbrăcăminte, moarte, zilnic, în versetul 37 arată el ce înseamnă să folosești cheia aceasta pe care Dumnezeu ți-a dat-o ca să ai acces la bine. Totuși, spune el versetul deci nenorocirile sunt acestea, totuși în toate aceste lucruri, care lucruri frate? Toate nenorocirile acestea, strâmbtorare, foame, de moarte, toate, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Aici este cheia, noi suntem aceia care înclinăm inima noastră într-o direcție sau alta. În toate aceste lucruri, unul e nenorocit, iar celălalt este mai mult decât biruitor, dar nu se poate singur. Este prin acela care ne-a iubit. Adică, și atenție, nu e prin, prin Dumnezeu, nu este prin Isus Hristos doar ci este prin Dumnezeu care ne-a iubit și este prin Isus care ne-a iubit. Martin Luther spunea, Dumnezeu mă urăște. Nu despre acesta vorbește aici, ci prin acela care ne-a iubit. Părintele ți a spus, că iubește Dumnezeu, tu ești cel care. Bun, dacă acesta este e punctul de, de turnură, dacă aceasta e intersecția, să recitim versetul 37, Roman capitol 8. Totuși, în toate aceste nenorociri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că toate nenorocirile acestea nu pot să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, dacă avem în vedere pe Dumnezeu care ne iubește, dacă avem în vedere pe Dumnezeu care este dragoste. Atunci acestea nu vor avea puterea să ne despartă pe noi de dragostea aceasta care este în el. Dar în momentul în care atribuim lui Dumnezeu indiferență, Doamne, nu-ți pasă că pierim sau, sau chiar ură sau chiar dispreț. Eremie era așa de tulburat în faptele apostolilor ne-a ne urât, ne-a aruncat și uh, înțeleg omul în suferință. Iov spune același lucru, nu ți seama, seamă, nu, nu faci nicio diferență. În realitate, diferența venea din lăuntrul lui, din sufletul lui. Aș vrea să, să ne uităm țint acum la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Mântuitorul. Suntem la... În camera de sus suntem la cina Domnului, ultima cină pe care o ia cu ucenicii, literal și fizic, și suntem la câteva momente de venirea lui Iuda în grădina Gheții, și începe acel, acel oribil de care nu, nu, nu se poate cuprinde în vorbe. În timp ce era la această masă și în timp ce știa tot ce se întâmplă în această noapte, toți veți fugi. În această noapte voi fi trădat, voi fi condamnat, voi suferi răstignirea voi reveni la viață. În această noapte, la câteva momente de acestea, Iisus spune așa, vă spun, de acum încolo nu voi mai bea, Matei 26 cu 29, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua în care îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Am echilibru, realism, este clar că aici se termină lucrurile, nu e nicio disperare, însă pentru că tot aici încep lucrurile. De acum încolo nu voi mai bea acestul dalbiței, dar îl vom bea nou în împărăție. Ce se termină acum face loc la ceea ce începe acum. Și lucrul acesta, apoi după, după care spune cuvântul lui Dumnezeu, au cântat cântări de laudă. Laudă pentru ce frate? Fiindcă vine. Iuda și sărută și laudă pentru ce? Laudă pentru Dumnezeu și așa cum spune epistola către evrei, capitolul 12, versetul 2, citesc ca multa oară și nu promit că nu voi reciti acest text pentru că el conține cheia vieții. Versetul 2. Să ne uităm, dar așa, dat, țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Cum a procedat el? Uite, el a știut că aici se termină, dar tot aici începe. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Care? Pentru bucuria care îi era pusă înainte? Păi da, înainte nu era pus Iuda și Ghețiman și Caiafa uh, și uh, bătăile soldaților și răstignirea și uh, trădarea ucenicilor? și Nu erau acestea nu no, Bucuria care îi era pusă înainte, acestea erau reale, dar el a ales și a înclinat inima lui spre bucuria care era pusă înainte, din cauza aceasta a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Acesta este răspunsul. Dumnezeu să ne ajute, prin harul lui cel bun, să privim în urma noastră ca la o școală prin care am trecut, să păstrăm ceea ce am învățat ca să nu cumva să fi suferit degeaba, și cu ajutorul lui Dumnezeu pentru drumul care se deschide înaintea ochilor noștri, pentru bucuria care îi era pusă înainte, pentru toate bucuriile necunoscute nouă în clipa aceasta, dar bine cunoscute lui Dumnezeu, sunt la timpul trecut pentru el, pentru toate aceste bucurii să slăvim împreună pe Dumnezeu. Da, Tată, te slăvim din adâncul sufletului nostru, că Tu ești acela care ne a învățat știința mântuirii și Tu ești acela, Doamne, care ne a descoperit taine pe care n-a avea cum să le cunoaștem niciodată prin puterea noastră. Fă ca privirea noastră să rămână totdeauna țintită la tine. Fă ca tu, Doamne, să fii pentru noi pe vecii vecilor Dumnezeul iubitor. Fă, Doamne, ca noi să ne privim în ochii tăi ca fiind cei iubiți de Dumnezeu. Și în mijlocul oricăror fel de, oricărui fel de probleme, ajută-ne, Doamne, să alegem totdeauna prezența Ta prin Domnul Isus.